Vă felicit pe toți cu Sfânta Sărbătoare de astăzi, Sfânta Duminică, și vreau să vă amintesc că Biserica noastră Ortodoxă astăzi pomenește pe Sfântul Dionisie Arepagitul, acel care, dintre puținii Sfinți al lui Dumnezeu, care s-a întâlnit cu Sfinții Apostoli, și el a văzut-o pe Maica Domnului, s-a întâlnit cu Maica Domnului. Și doar mai atât voiam să aduc aminte cuvintele pe care le-a spus el. Atunci când am văzut-o pe Maica lui Dumnezeu, dacă n-aș fi cunoscut pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus care s-a născut din ea, eu m-aș fi închinat ca unui Dumnezeu Maicii Domnului, pentru puterea care am simțit. Iubite suflete, această putere datorează că Maica Domnului într-una a iubit, s-a rugat și a trăit o viață curată. Pentru că a ajuns la desăvârșirea trăirii Cuvântului Dumnezeu. Ea nu s-a socotit așa după cum o socotim noi. Ea s-a socotit ca o roabă, pentru că așa a spus, iată roaba Domnului, fie mil cu cuvântul tău. Și din cauza aceasta, Sfântul Dionisie a zis că s-ar fi închinat ca lui Dumnezeu, Maicii Domnului, de puterea mare pe care a simțit-o. Și cred că fiecare dintre voi, când veniți la Maica Domnului, veniți ca la mamă. Ea vă poate înțelege, ea vă poate crede, pentru că a fost cea mai durută mamă, cea mai îndurerată mamă, care atât de greu și atât de mult a suferit lângă crucea Fiului ei. Să vă rugați, să o cinstiți și să vă bucurați, iubiții mei, atâta vreme cât avem acești rugători la cerul sus. Deci am spus astăzi că în greutățile și necazurile nu au venit. Aici sunt numai semnele lor. Pentru că ceea ce vine acum spune că cum n-am fost niciodată și nu va mai fi. Și din cauza asta trebuie să ne întărim în credință. Dumnezeu nu va lăsa pe copiii săi. El ne va purta de grijă. Totul va fi bine. Numai voi să fiți liniștiți. Să fiți plini de pace. De multe ori se stărâie, cât se stărâie să ne sfârșească viața noastră. Câți nu se îndurerează atunci când vă merge bine, că sunteți sănătoși, când ai o familie sănătoasă. Dar nu știe Dumnezeu prin câte jertfe, prin câte strădanii tu ai ajuns la aceasta. Și de aceea, dragii mei, nu trebuie să fiți stari și să credeți. Și să credeți că nu ne lasă Dumnezeu. Cât de mult nu se vor strădui, cât de mult nu vor dori să ne facă rău, n-ar să poată nimic. Atâta cât mâna lui Dumnezeu ne va apăra. Noi nu putem povesti despre noi ceva, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că de când m-am născut și până în ziua de astăzi, numai milă, Doamne, de Dumnezeu. Și așa m-a învățat pe mine să fac. Să dăruim iubire, iertare. Chiar dacă viața ne-a mai schimbat, trecând prin ea, am devenit mai răi, mai nervoși, mai nerăbdători. Nu-i bun nici asta. Trebuie să fim cât mai blânzi, că spune Domnul, ca să ne asemănăm lui. El e plin de blândețe. E plin de milă. E plin de iubire și de iertare. Așa să faceți și voi. Vă iubesc. Vă îmbrățișez pe toți. Noi vom suferi tot ceea ce ne va rândui Dumnezeu. Avem o întrebare de la oameni, ce s-a întâmplat cu mine? Unii spuneau într-un fel, unul în alții fel. Nici eu nu știam, fraților, ce s-a întâmplat. Numai zilele acestea am aflat. Unul spunea că
te-ai schimbat la față, ceva se întâmplă cu tine. Cu mine era altceva. Când citeam în cărți, mă pregăteam să spun, nu puteam prinde deloc, mi era tare greu și trebuie să vorbești poporului, să nu greșești în cuvânt. Și cel mai greu mi era că să vin la slujbă, că așa iubesc slujbele și aștept să vin, dar mi era atât de greu, că nu știu cum voi scoate la cap. Dumnezeu nu ne lasă. Însă de multe ori, când mă trezeam noaptea, mă gândeam la ce s-a întâmplat cu mine. Știu că nu puteam să vorbesc, știu că îmi produceam limba în gură. Știți, mă întrebau, îmi dădeau niște întrebări nu tare sănătoase, știți? Și pe urmă m-am prins singur pe mine că eu nu adormeam, ci intram ca într-o comă. În fiecare seară, cum mă aflam? Ori pe un scaun, ori cădeam jos, așa și așa adormeam. Și mă trezeam la 12-1 noaptea și mă gândeam, oare ce s-a întâmplat? Ce a fost? Eu nu țin minte nimic, nimic ce a fost cu mine. Și zile trecute ne-au venit analizele și mulțumim lui Dumnezeu și oamenilor buni să vă răsplătească cerul pentru tot ce faceți cu noi. Ne pare rău că cei care sunt pe lângă mine trebuie să sufere. Doze foarte puternice ne-au dat. Ceea ce nu mai poate să ne-au unul. Dar de multe ori ne-a salvat Domnul. De câte ori mi-au dat drumul la roți la mașină. Împurcăm pe cineva pe acest pământ. Doamne, ai milă de ei. Întoarce la tine. Că și ei sunt copiii mei. Și să știți, atâta vreme când Dumnezeu ne va apăra, rămâneți cu Domnul. Rămâneți cu El. Știți, odată a fost trimis o persoană ca să mă taie aici în mănăstire. Și nici în cap nu mi-a trecut că când am scos cuțitul, am vrut să-mi îl bage în inimă și am prins mâna, am dovedit să-i sucesc mâna la spate, să-i scot cuțitul. Necășindu-mă, cineva striga că te omoară de taie, zic, gata, s-a terminat, uite că încă două degete și scot cuțitul din mână. Mă iertați, a scos a doilea cuțit, care l-avea ascuns la ea, și mi l-a pus aici la gât. Dumnezeu nu ne-a lăsat, nici atunci. Un frate a sărit când fungeam din urmă, și când mi-a pus cuțitul, atunci și mâna mea a fost pusă pe mâna acelei persoane. Eu am iertat pe toți și iert. Doctorul care mi-a făcut primul infarct, Dumnezeu să-l ierte. Eu l-am iertat de atunci când el a recunoscut. Și a spus că îi pare rău pentru ce a făcut. Dați-vă în brațele Domnului să lucreze cu voi cum știe El. Dar noi rămânem să ne rugăm pentru toată lumea. Și să știți că nu avem vrăjmaș. Vrăjmașul este diavolul care nu ne vrea mântuirea și vrea să ne piardă. Oamenii, chiar dacă sunt amăgiți de cel rău, până nu va lăsa Domnul de sus, nimeni nu le-a putea face absolut nimic. Noi totdeauna suntem urmăriți în biserică și pe la slujbe. Ne-am spus de multe ori, stați liniștiți. Noi nu avem nimic cu nimeni, absolut. Noi am venit la Dumnezeu. Noi slujim pe Dumnezeu. Noi nu avem nimic nici cu politica, nici cu altceva, nimic, absolut. Eu vreau ca toată lumea să creadă în Dumnezeu, să se întoarcă la Dumnezeu, să-L primească pe Dumnezeu ca Mântuitor și Domnul. Asta vă doresc și vouă. Iubiți copilași, ai Cerului și ai Maicii Domnului. Domnul să vă păzească. Poate nu vorbeam, dar prea multe întrebări primeam și de multe ori nu știam ce se întâmplă cu mine. Acum știu și în curând Dumnezeu, încet cu încet, ne va ajuta. Pentru că așa ne-au spus la Viena, că numai la voi în Ucraina și în România vă otrăvește cu mercur și cu arseniu. Sunt două substanțe care lucrează și care omoară creierul și greu iese din organism.
și am scăpat într-un timp multe necazuri, s-a dus acum. Avem ce și n-am avut niciodată o doză care este foarte, foarte mare. Dar, ne vedeți, umblăm, muncim, alergăm, facem totul, că Dumnezeu e cu noi. Așa că nimeni nu vă poate face niciun rău. Chiar ceva de moarte să vă dea. Domnul e stăpânul vieții tale și nu te va lăsa. Îmi cer iertare, fraților, pentru aceste cuvinte care le-am spus. Peste tot locul vedem și în România și în alte țări cum vreau să zdrobească credința ortodoxă. Vorbesc niște porcării, niște viluiri, frăniți, călugări, spre biserică, anumit ca să ne departe de Dumnezeu, să ne departe de slujitorii bisericii. Nu credeți în nimic. Și spune chiar dacă unul dintre voi va cădea într-o vreo greșeală, voi cei duhovnicești, ridicați-l cu Duhul blândeții, cu Duhul dragostei, ridicați-l, frate, chiar dacă cade cineva dintre voi. Nu trebuie să-l îngropăm. Câți păcătoși nu vin la Dumnezeu, câți oameni nu vin înaintea Sfântul Altar și cer iertare și se mărturisesc și noi îi dezlegăm și Domnul îi primește, le dăm întărire, le dăm putere prin cuvântul învățăturii. Dar dacă chiar s-ar întâmpla cu cineva să cadă, hai să-i dăm mâna să-l ridicăm, să ne ajutăm unii pe alții și înțelegeți că atunci dacă chiar cade cineva într-un păcat oarecare, cu bucuria ta, cu judecata ta, nu-l ajuți, dar cu rugăciunea, frate și soră, cu rugăciunea poți ajuta un pământ întreg. Dacă îi spui, Doamne, miluiește țara noastră, miluiește familia mea, Doamne, casa mea, copilașii mei, Doamne, de ce e așa de greu astăzi? Nu mai avem stâlpii de rugăciune. Vă aduceți aminte când mergeați la școală ce făcea mama? După ce vă umplea cenzile pline, vă scoteam până la poartă și vă făcea semnul crucii, spune, draga mami sau dragul mamei, Dumnezeu să te păzească. Vă aduceți aminte, asta mama voastră făcea. Și te pregătea și spunea de toate și pe Dumnezeu ți-l da ca călăuză să mergi. Când mergea tata la fel, mama ieșea în prag și făcea semnul crucii, să ajungi cu bine de seara acasă. Și era păzit toată ziua și venea cu bine. Așa să faceți și voi, prin rugăciune, prin credință, prin jertfire iubite suflete, Dumnezeu nu ne va lăsa. Eu pe toți vă încredințez în brațele Domnului. El să vă poarte de grijă. Eu clipă și toate aceste trei. Dacă ai putea să știi ce este în ceasul morții, atunci mai o clipă, dacă te-ar mai lăsa Dumnezeu, că de multe ori am auzit, era un om la care am vorbit mult despre Dumnezeu, dar nu până la urmă a crezut. Și când s-a întâmplat într-o zi, a căzut într-o comă, printr-un infarct care l-a făcut, când a deschis ochii prima dată, a zis, oameni buni, totul e așa cum spune Părintele Mihail. Dacă mai scăp data asta, eu atunci am să vă arăt toți cum trebuie să trăiesc pentru Dumnezeu, ceea ce am văzut eu, am fost în pom. Dar voi, pregătiți-vă cu rugăciune și cu dragoste. Că atunci, așa ca o mână caldă se va lăsa peste tine și o liniște sufletească și doar ca un abur sufletul tău va merge la cer, la Domnul. Domnul să fie cu voi, să fiți călăuziți toată viața care v-a mai rămas de Dumnezeu și binecuvântați de cerul întreg. Eu vă iubesc și sunt cel mai fericit cu voi. N-am știut ce înseamnă fericit. Acum o văd. Sunt cel mai fericit când biserica mea e plină, când mănăstirea mea e plină. Sunt fericit când vă îmbrățișez. Sunt fericit când vă întâlnesc și când vă plec. Sunt fericit când mă văd în jocul nostru. Și sunt fericit să nu uitați atunci când mâncați ceva de la mănăstire, când ieșiți să nu mergeți pe mânzi acasă,
dragostea noastră am pus-o acolo. Să ne credeți și Dumnezeu să ne ajute. Că după acestea secunde, minute trăite pe acest pământ, o clipă, fraților, și din nou ne vom întâlni, reîntâlni în patria cerească. Acolo rog pe Dumnezeu, Doamne, dacă vii totuși, dă-ne acolo împreună cu toți acei care sunt, mă ascultă, care cred în tine și care vin la tine, ca să fim împreună cu toții în veșnicie. Amin.